2. Stai, număr eu pentru tine. Eu deja am început filmarea și nu o să mai fac asta. 2, 1 și... Salutare tuturor, aici Giungiu aici, astăzi alături de Ela, unul care nu-i mai țin minte numele, și Zero! Hei! Ba da, greu e să ții minte un nume, mă. La ce show sunt la acum? La un alt episod din Tintori! Am o întrebare pentru voi. Da. E o întrebare gen... O să plângeți. A. De nu chiar. Voi, de ce... Bună. De ce vă pasă de like-uri? De ce ne pasă de like-uri? Bun. Ne motivează. Deci hai să bag așa un o motivație de aia, o frază de aia a la Mircea Badea. Bă, deci, fac și să facă cineva dansul ploii, că este un enderman aici. Deci practic de ce fac eu pentru like-uri, da? De ce zic că să-mi dați like, da? Bă, frățioare. Deci eu cer like-uri ca să văd like-urile pentru mine contează foarte mult. De ce? Asta înseamnă impresia celui ce se uită și cât de mult îi place la ce se uită. Dacă lui nu-i place, atunci eu nu mai văd motiv să fac acel lucru. Gen, să zicem că am o serie deschisă recent, da? La cererea unor fani. Și între timp fanii ăștia se plictisesc de ceea ce fac eu. Corect? Bun. Da. Și după nu se mai uită, nu mai dă like... Pur și simplu, seria devine automat inactivă. Atunci eu, pentru ce să mai fac? Te întreb, pentru ce să mai fac? Nu pot să, cum să zic, eu întotdeauna vreau să am certitudinea că tuturor le place ceea ce fac eu. Pentru că ăsta nu e un canal pentru o persoană sau două sau trei persoane. Aici vorbim de o majoritate. Și întotdeauna majoritatea bate minoritatea. Ei, doamne și domnilor, ați auzit de ce youtuberii vor like-uri, de ce cer like-uri, de ce... Că nu cerșesc, cer, da? Deci e o mare diferență. Își doresc. Bă, dă-te rog un like! Zice, dacă ți-a plăcut... Ok, dormi frumor aici. Ok, imediat mă duc să dorm. Așa, dormim. Imediat. Deci, ca să vă explicăm mai așa, pe înțelesul tuturor, nimeni nu cerșește like-uri. Noi doar vă reamintim, mă rog, majoritatea din noi vă reamintim să pușcați butonul ăla de like, să-l pușcați, să dați like, să-l voforiți, să-l... cum vreți voi să-i ziceți, da? Pentru că majoritatea oamenilor care se uită pur și simplu sunt distrași și uită să mai apese pe like-ul acela. Și, $22, anunț important, foarte jmegajmen. Faci livestream? Mi-am făcut armură de diamant în sfârșit. Bravo! Prima mea armură de diamant pe acest server. Dar sabie e tot de... Da, Sero, nimeni nu dă un fuck pe ce ai făcut tu. Ba da, unul mi-a zis în comentarii: bă, dacă nu-ți faci armură de diamant în următorul episod, îmi dau unsubscribe. Și nu mi-am făcut. Și tu trebuia să-i zici că nu dai niciun fuck și că poate să se dezaboneze. Păi nu mi-am făcut niciun alt episod. Vezi, minoritatea întotdeauna este bătută de majoritate. Adică, frate, care e problema că nu fac eu armură de diamant? Poate eu nu vreau să folosesc diamant pe armură. Mie mi-a zis unul că îmi dă unsubscribe că nu am mai postat Minecraft. Și atunci era acea vreme când eu nu mai aveam placă video, mi se arsese și nu mai aveam pe ce să mai filmez. Și nu a vrut să înțeleagă, deși am făcut... Bă, oprește câinele ăla! Na, dar se aude așa tare? Da, se aude așa tare! Dă-i off, nu știu... Mișto de excurs! Vine bătăița! Nu bat câinii, da? Îl iubesc. Mă duc să-l mângâi. Deci am zis de ce nu pot să filmez, de ce... Și el totuși a zis că își dă un subscribe dacă nu mai fac Minecraft. Și personal i-am dat eu bani de pe canal. Oh, bad boy. Gata, am închis geamul. Geamul XP. Windows XP, te-ai prins? Geamul XP? Nu. Ba da. Ok. Deci, da, acum eu aici fac o zonă Kido pentru... Kido nu mai filmează? Da. Pentru villageri. Uite aici, plictiseală.
Ce ceseală? Ce extrem! Da, m-am prea multe. Cât de extrem, uite acest pui încât îmi vine să-l omor. Vând dart, vând dart. Vând dart. Ia uita și armura sexy am și ce maca sexy am. Și uite, lângă acest Marian Reloaded. Lângă vechiul Marian, uite ce sexy arăt, vezi? Zici că sunt eu în ziua când am făcut atunci clădirea aia pentru hitbox și am construit cel mai epic HQ, un HQ mai dar epic. Dar n-ai câștigat. Am câștigat, prostule. La secțiunea noastră am câștigat. Ce secțiune? De funcționalitate. Ce ați câștigat? $1000. Da. Ești prost? Jură-te. Omule, tu ești da, puțin... Da, știu că e la Adita mai... dar... serios. Tu pe ce crezi că mi-am luat tastatură? Ai luat tastatură de $1000? Nu! Banii s-au împărțit for fuck's sake, au fost 3 oameni. O, adevărată fața lui Ciuncio! What the fuck? Au fost 3 oameni! S-au împărțit... Ala da, bă. Minății... În fine, GG. Cine a câștigat ăla de gen? Sau... Sau stai, nu era un premiu mai mare. Bă, prietene, deci au fost 3 categorii. Ce funcționalitate, el a câștigat? Funcționalitate, frumusețe și mai era încă una. A, distracție, fun. Așa. Și noi ne-am, la început am vrut să ne încadrăm la funcționalitate, dar cum aveam puțină competiție din partea unora, nu dau niciun nume, mulțumim Demsky, ne-am mutat pe altă daia. Și am început să punem chestii funcționale cu redstone, cu căcaturi de astea prin toată clădirea și well, am câștigat. A fost ușor. Pentru că din 600-700 de oameni câți erau acolo pe livestream, majoritatea striga numai Frestilero 1 sau Ostailo sau Marian sau Frestilero 1, yeah! Și bineînțeles a avut loc și o... a avut loc un mic sabotaj, că s-a oprit, în ghilimele, live-ul. Și majoritatea au plecat și era să pierdem. Dar tot a câștigat! Yay! 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 Deci asta s-a făcut pe Hitbox? Da. Da. Cine a fost în jurul? Bobo și... Bobo... Aia de la Hitbox. Nu aia de la Hitbox, nu orice aia de la Hitbox, a fost Densen. La partea funcțională. Și am vorbit cu Densen. Îl cunosc, da. Da. E un dăla de la Hitbox, mai pe scurt. E un dăla. Un dăla. Dăla. Da. Explicația tip Raton Adi. Nu știți? Dăla de la Hitbox, bro. Mă jucam mai de mult cu el Borderlands și răspunsul lui la o întrebare de-a mea a fost asta. A, păi s-au vorbit ăia și acum trebuie să ne întoarcem. S-au vorbit ăia acolo. Ăia. Ăia. Normal, ăia. Păi nu ăia. Da, nu? Păi da. Păi da, nu? S-au vorbit, nu? Păi da, nu. I'm tired of this shit. Bullshit. Bă, eu sincer să fiu, abia aștept să-mi iau 7 Days to Die și seven Ace of Space. Și tot nu da, m-am prins. Când ai spus 7 Days, credeam că te referi la un corn. Da, prima dată când am auzit numele ăsta personal, la ăla m-am gândit prima dată. 7 Days, știi? Cornulețul ăla. Bă, reclamă. Mhm. Dam. Nu această am fost să facem reclamă. Acest deci, videoclip okay? conține, cum îi zicea, plasare de produse. Nu, no, nu este adevărat, nu ne-a oprit nimeni. Nu, no, nu. No. $1000 deci, n-am vorbit cu ea de la 7 Days să, gen, să le facem reclamă și ei ne dau bani, să nu credeți așa ceva. Pentru că... Oh, no. Nu, nu s-a întâmplat asta, adică bă, nu se crede. Bă, chide, bă, iPhone-ul ăla, bă, că am dat o grămadă de bani pe el și mai joacă-te pe tableta aia. Ce? Ce? Nimic, vorbeam aici cu... Da, cu... Că mi-am cumpărat așa o tabletă de-asta de vreo 30 de milioane da. Și... Mm? Am luat și un iPhone adic... și... Da.
Nu din bani de la 7 Days sau nu, ceva. Nu, deloc. Bă, nu. Cum poți să spui așa ceva? Nu, păi noi youtuberi suntem bogați, avem casă cu 20 de etaje. De aici avem noi bani. Nu de la 7 Days sau ceva. Nu, doamne. De ce crede lumea așa ceva? Adică, serios. De ce ar crede lumea așa bă, ceva? Bă, acum hai să vorbim și despre altceva, de, afară de ironia noastră handicapată. Da. Am semnat despre youtuberii ăștia mai noi. Noi ne putem considera niște youtuberi ceva mai vechi. Fac YouTube de ceva. 2 ani. Fuck you all, bitch, pe 12. Fac de 4 luni. Okay. Eu fac de vreo 6 luni. Cred că cu toții cunoașteți youtuberii ăștia mai mici, de vreo 100, 200, să zicem de la 1 până la 1000 de abonați, care fac YouTube și fac tot felul de greșeli de-astea, niște clișee penale, gen acele masuri pe care le trimit pe Skype sau conferința aia, acelea de 20-30 de oameni. Aoleu, urăsc aia. Ce 20-30 de persoane? 1000. Pe puțin, dragii mei. Și lasă, bineînțeles, cât un mesaj de ăsta foarte drăguț. Hei, tu nu știai că eu am uploadat nu știu ce videoclip? Nu știam și nici nu vreau să știu. Serios, eu aș da un eu am dat odată la unul un răspuns. Sincer să fiu, nu dau niciun fuck, facem videoclip, ai scos tu. Well, hai să fim serios și acum. Dacă vreți să fiți youtuber ca lumea, nu mai faceți prostii de astea, să adăugați 10.000 de oameni în conferință. Știi de ce fac ei asta? Reclamă. Cer atenție. Da, nu cer atenție. Așa vor să crească. Așa poți să crești. Trebuie să deci, faci reclamă vreți, peste tot unde dacă voi prind. Vreți să creșteți, dacă voi vreți să creșteți în abonați. Aveți un content ca lume. Deci dacă voi vreți să faceți abonați și vizionări, pur și simplu faceți conținut ca lumea. Nu vă mândriți că faceți un conținut de calitate, iar voi nu faceți. Vă puneți intro-uri care nici măcar nu vă aparțin, cu gameplay-uri care voi nici măcar nu le-ați făcut vreodată. Gen, uite, am văzut eu un intro cu cineva care făcea quickscoping. 360 quickscoping. 360 no scope. Dacă el face chestia asta în viața reală, tipul care are intro, eu sunt popă. Deci, practic, ca să înțelegeți cu toții, dacă vreți să fiți youtuberi, nu vă dați ceea ce nu sunteți. Încercați să fiți voi înșivă și să nu fiți plictisitori, cum sunt eu în această clipă, în acest videoclip, să pur și simplu să vorbiți nițel mai mult, adică nu faceți o filmare de 20 de minute în care nu scoateți absolut niciun sunet, poate numai atunci când vă omoară ăia sau când... Eu? Sau când intră măta în cameră și zice vrei să mănânci, iar tu spui nu, mamă, filmez. Așa fac eu, taci din gură. Ok, you son of a bitch. Bine, era mai nu să știu chestia asta. Altă chestie. Background-uri. Dacă vreți un background ca lumea, trebuie să fiți cineva ca să aveți un background ca lumea. Gen eu, eu am 4 designer care niciunul nu e stare să facă un background ca lumea. Yeah! Tare, nu? Ciunci are designer, uite, are bani să plătească designerii, bă, ești nebun. De fapt, aia nu-i plătesc cu nimic, adică practic și prietenii mei și... Da, sigur. Băi, plătești cu banii de la 7 Days. Da. Nu trebuia să spun asta. Dar ce? Bă, aveți grijă, poate am semnat un contract totuși, adică n-am semnat nimic. Deci da, dacă vreți să fiți youtuber, țineți minte de chestiile astea ce da, faceți contracte cu 7 Days. Faceți contracte cu 7 Days, mâncați tortiți cu sare. Da, bine, până să faceți voi contracte, adică noi n-am făcut, dar până să faceți, trebuie să ajungeți la un număr de abonați mai mare decât altfel. Ce faci? Bă, cam cât ar mai trebui făcut? De ce faci chestia asta? Oh, da, uite, de plăcere, de plăcere sadică, uite de asta, uite de asta. Bă, stai, nu, lasă sabia, nu. Bine, are vreo Sharpness 4. Păi bine, mă. Măcar tu ai sabie încântat, eu n-am nici de aia. De când filmam? Hai să ne facem acum outro-urile pe rând și gata. Da. Yay. Care a făcut primul? Ultimul data trecută? Yay.
Fați intro, outro. Fați intro. Unu. Mai bine să ne întâlnim în Nether toți. Da, hai, mai bine așa. Nu, că până ajung eu să... Da, și până ajung eu trece încă o... Păi știi ceva, se întâlnește între cine vrea, da? Vai, hai să... Nu, 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 nu! Futuți... Nu? Nu vrei să vă mai vrei, mai vrei, Nether, mai vrei, mai vrei, cum să nu vrei? 4, 6, 8, 10... Mai mergem în Nether? Faceți-vă, ok, stai că mă mai bubuie un creeper. Bravo, mă, ești bun, ești bun. Aoleo. Uite, ca să nu zici că nu te ajută, ai ciunciu aici, pentru care nu cunosc pentru prima dată. A noi, hai, ciunciu. Hai, ciunciu, hai. Haideți, bă, Nether, că acolo am făcut pixel art cu 7 days. Bă, mielene, bă. Ce? A, deja haideți să ne dăm că am făcut pixel art-ul ăla cu 7 days, haideți. O vin, dar va trebui să aștepți. Da, dar eu n-am cum să ajung până acolo. Dacă n-ai mâncare, iau 7 days. Stai, ce? Nu, ce? A, n-avem voie să vândem. N-avem aici 5 cutii lângă noi de 7 days. Vin eu, ai răbdare. N-am cum, tanti. Ai răbdare. De ce mănânc carne de zombie? Nu mai vorbești ungurul. Păi, pentru că ești ce atât bani, de prost, că mi-au trimis 5 cutii, ce? Stai, ce? Doar 5? Nu, nu mi-au trimis nimic. Ce prost, noi am primit 10, adică n-am primit nimic. N-am primit nimic. Cum? Trebuie să anulez contactul, păi cum vine asta? Bă, ce contract, bă? Adică, nu, nu trebuie să anulez nimic, trebuie să sun un prieten. Da, nu știu cum, noi ca și cum în descriere avem... Avem by 7 days, by 7 days. Cumpără un 7 days. Bă, serios, mi s-a făcut o poftă de 7 days to die. Croissant-ul ca să mori. Ok, eu cu Kidor facem outro. Hai, faceți-l. Care începe? Dai-mă voie la fete, bă, țărane. Adică Andrei începe. Adică Andrei începe. Marș. Te-ai prins. Ce glume de șantier. Păi dacă nu lucrez șantier, pe șantier, fraiere, ce vrei să spui cu asta? Ai vreo problemă că eu lucrez pe șantier și am glume de astea? Ai vreo problemă? Astea-s glume de la birou. Da. Nu, tu lucrezi la birou și de-aia. Mamă, ce mișto am sărit în apă. Ok, deci mulțumim de vizionare tuturor. Eu am fost Ela, el a fost Kidor, celălalt a fost Xero și Aps și... Da, și celălalt e Ciuncio, da. Mulțumesc. Nu uitați să vă abonați la toți. Ce dacă nu ați făcut-o încă și să dați un like la fiecare etaj, mă, din gură. Să dați un like acestui video, dar la cei n-ai să nu dai. Cumpărați un 7... Nu. cumpărați un 7 de... Stai, ce? Așa. Așa? Și pa. 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 Next. Hai da, ia. Outro ăla. Oh, nu faci figuri. Outro ăla sexy, hai bă, fă-l. Eu? Da, tu, Kido. Stați, lag, stați, așa, bun, gata. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, nu uitați like, subscribe, share. Mai există și altceva? Dislike, disview, unview, am făcut. Da, dislike, disview, aia pentru Xero, nu pentru mine. Dislike, disview și dishare. Da. Aici e la... Și dis- am fost cu Ela, Xero și Ciuncio. Da. Ai fost cu mine? Da. Doamne, nu sunt bă, ne-am mai făcut outro ăla cu Pavo ăla ciudat, bă. Bine. Pa, pa! Hai.